mergi și mergi pe munți, îmi place să văd natura, să mă bucur în mijlocul naturii. Și atunci am început un proiect împreună cu alți 16 voluntari să promovăm acest județ frumos. La început, prin 2012, când am început noi, cu 21 art, nu, în 2010, în 2010 am început, nu era niciun site, nu era nicio platformă care să facă lucrul acesta. Și am început să promovăm în prima fază artiști. Artiști orădeni, urmă artiști naționali, pe 21art.ro, așa sunt în site-ul. Și promovam cultura. Pe urmă am promovat orare. Pe urmă am trecut la Bihor și s-a născut așa și Bihor cu Mintele. Și cealaltă? 21Vision. 21Vision se numește... Da. Agenția de publicitate. Aceeași întrebare. De ce lumea social? De ce lumea social? Adică, că... de ce nu ți-a fost frică că te puteți uita la mântuire? Ba da. Asumat. Exact. În momentul în care m-am decis, ok, aveam o perioadă de... am avut o perioadă destul de urâtă la un loc de muncă și am zis, ok, nu mai vreau să fiu sub un patron, pentru că are anumite idei și concepții care nu se potrivesc cu cele pe care aș vrea eu să le aduc în prim plan. Eu vreau să-i crezi business-ul, nu mă lăsa. Atunci am zis, ok, uite, am idei faine, de ce să nu le dau altei companii? Și dar n-aveam nici putere de decizie foarte mare. N-aveam libertatea pe care mă doream. Atunci am zis, ok, hai să vedem. Am câțiva bănuscuri deoparte, o să-mi deschid o firmă. Bun. Cazare și mi-am notat pe cu cât am început? 1000 de lei. 1000 se poate. Absolut. Și mi-am pus pe hârtie toate problemele pe care le-aș putea întâmpina. Și mi-am dat seama că unul dintre ele îl pot rezolva unul singur. Și aveam o greșeală. Și am avut un prieten care, la fel, și el făcea facultate de marketing și am zis, ok, dacă știi cum pe marketing, și ești bun pe partea aceea de marketing în care îți oferi avize și tot, ești perfect. Vrei să facem lucrul ăsta împreună? Da. Și am și făcut 1000 de lei sau? Da. 50-50. Nu, 1000 de lei a fost total, deci am 500-500. S-a născut așa tip. Ideea e că noi făceam chestia asta din 2008. În 2014 am făcut firma, dar noi făceam asta din 2008. Ne aveam deja o plajă de clienți, ca și freelancer. Pentru care am început deja cu contractele, de gata, făcut desemnate și tot la decursul. Asta întrebare. Te vezi ieșind la pensie făcând asta? Până atunci? Nu mă văd ieșind la pensie. Mă rog. Știu că nu o să am pensie. Te vezi făcând asta toată viața? Da, toată viața. Sau ieși la pensie la 40 de ani? Aș vrea să ies mai repede la pensie. La pensie, în sensul în care să vină banii și eu să fac ceea ce-mi place. Da, da. Chiar dacă e vorba aceea de a părinților, nu mai stai atâta în fața calculatorului, să strici ochii, de ce ieși tu afară la lumină, oarecum pasiunile se pupă. Îmi place să stau și în fața calculatorului să fac design, îmi place să și călătoresc. Și atunci, în weekend-uri, eu nu lucrez. În weekend-uri îmi iau loc sau spate, mă urc în CFR și mă duc. Cobor la șupiri, vad o picioare, le fac case, mă întorc și luni încep iarăși cu plăcere să fac cealaltă parte, design. Te inspiră. Exact. Căutăm lucrurile care mi-e inspiră. Și de câți ani, practic, 2012, de 4 ani, nu? Lucrez ca în piața muncii? Oficial. Oficial din 2007. Când am terminat clasa 12, n-am avut bani să merg la facultate, deci părinții mei n-au putut să mă susțină. Atunci m-am angajat ca și operator calculator, terminase matematică informatică. Și după aceea am ajuns la Coca-Cola și după aceea am ajuns la Carrefour. Și la Carrefour am stat 5 ani, am acumulat experiență și în design și în marketing. Sunt din 80. Până am ajuns. Nu vreau să calculez mult. Ca și actor. Ziceai că vrei să te faci actor. În liceu aveam o trupă de pantomimă. Practic, pe melodii, pe lajă de melodii. Nu știu, cum se numește asta? No sense. Da, cu... nu cu Demi. Cu... Ba da. Și cu... Alex. Și Alin. Și Alin. Da, nu știu.
Da. Eu am făcut-o atunci, se căuta ceva atractiv pentru balul bobocilor. Și eu văzusem înainte la Cipri Ciuciu, făcea de la modul profi, făcea la Lucian Blaga, Cornulesc Plată, așa se numeau ei. Și era pe spaima balurilor, se distrau cu toată lumea. Și așa am început. Făcând pantomimă, am făcut la patru copilor actorie, tot cu Cipri Ciuciu, și am ajuns și la festivalul de teatru, am câștigat la Bacău, atunci mi-a zis, ok, vreau să nu fac actor. Și profesoara de actorie mi-a zis, vrei să fii muritor pe foame? Și nu mi-am asumat lucrul ăsta și n-am continuat să fac atunci actorie. Da, deci am putea să te... Și Sebastian Lucu și Mișa Goale mi-au zis, vino să faci actorie, că ești tânăr încă. Poți să intri pe scenă, poți să înveți roluri, poți să ai joc de scenă, e ok. Dar nu. Nu cred că mai pot să fiu atât de dinamic pe cum eram atunci. Alte întrebări? Legat de 2D. Lucrezi cel mai mult în 2D? Dacă da, te rog să și programele și numele mostaiele și dacă nu, zici și 3D-ul. Da. Am probabil nu aș numi talent bun, că nu există lucrul ăsta. Dar noi, ca și ființe, suntem foarte creativi. Și în capul nostru reușim să împărtim obiecte pe care noi le expunem fie 2D, fie 3D. Și oarecum, datorită acestui talent, am reușit să mă impun atât de puternic în domeniul acesta de design. Da, în momentul în care vreau să fac un lucru, iau o foaie alu de hârtie. În momentul în care vreau să fac un afiș, de exemplu, îmi strâng mai multe reviste în jurul meu, le răsfoiesc, văd elemente care s-ar potrivi, le zic, cuvesc cu foarfeca, le pun, vreau să simt creația în momentul în care, pentru momentul în care iau să pun de viață. Și așa îmi dau seama dacă lucrurile se potrivesc, mă folosesc de programele de la Adobe și, în rest, livrăm produsul finit și lumea e fericită. Alte întrebări? Cel mai ciudat client pe care l-ai avut? Cel mai ciudat client pe care l-am avut? Dificil? Nu cred, am avut. Nu. În 2014, nu am avut. Încă unul ciudat în ala este. Am auzit povești. Fost un șef, așa. După aceea. De obicei, hai să te determină să pleci. Da. Trebuie să faci compromisuri când livrezi un produs? Nu fac. Trebuie? Clientul așteaptă să așteaptă. Faci? Și reușești să-l reduci? Nu prea. De ce? Pentru că în Oradea e o piață foarte, nu neapărat competitivă, dar foarte scăzută ca și preț. Și atunci, decât să renunțe la concepția lui pe care o are asupra produsului finit, în loc să îmbrățișeze un produs de calitate pe care îl ofer, preferă să meargă la cineva care îi îmbrățișează concepția și o livrează la un preț mai scăzut. La un preț minim, să zic. De absolut. Da, se fac compromisuri. Noi nu facem, ne place să fim... Până acum, gândește, n-am făcut o campanie de marketing pentru compania noastră, nu ne-am promovat nicăieri. Toți clienții pe care avem din 2008 vin prin recomandări. Clientul care pleacă satisfăcut de noi, vine cu alți doi. Vreau să zic ceva, că mi-a plăcut ideea foarte mare legat de compromisuri. A promis în sensul că vine clientul, îți pune un concept, mă gândesc, sau ce produs are el de promovat, și atunci de acolo încolo ai tu libertatea totală, sau vă mai întâlniți, mai absolut, lăsați fiecare absolut, de la el? Normal. Eu, în momentul în care încep un lucru, îl ascult. Stăm multe ore și ascultăm clientul în ceea ce dorește el să realizeze. Pe urmă, intrăm în birou, facem mai multe variante, și le prezentăm, vedem că mai trebuie îmbunătățite lucrurile, iar pe urmă, din urmă, trebuie să fie. Legat de... Ce faci de fapt? Să ai tu și afișe și cliente și... Tot. Acoperim o plajă foarte, foarte largă de materiale de promovare a unei companii.
Legat de conferințele din săptămâna asta, în care încercăm să promovăm cărțile, în materie de marketing și în materie de design, eu n-am avut plăcerea, să zic așa, de a învăța multe lucruri în facultate. Aveam cărți pe care le citeam despre marketing din 95 sau din anii 90. Și atunci, clar, fiind o piață atât de dinamică cea de marketing, trebuie să vezi ce s-a întâmplat săptămâna trecută, probabil. Regulile se schimbă foarte mult. Atunci, e important să strângi informația de la specialiști sau de la oameni pasionați care fac lucrul ăsta, fie în partea de vest al lumii, fie în partea de est, în ambele părți găsești. Și la fel, prin cărți, citit mult, documentat mult, informație multă, citiți. Ai făcut marketing electoral. Pentru că am văzut câteva afișe pe internet. Marketing electoral. Da, știi că este o întreagă teorie în spatele marketing. N-am făcut marketing electoral. Foarte interesant, am văzut-o. Ne-am ferit de domeniul ăsta politic. Nu vreau să fim percepuți ca favorizând o anumită tabără sau altă. Da, nu, de fapt, nu te spune aici, ei te plătesc. Da, nu facem pacul de altul. Asta, întrebarea mea, unde ai învățat tot ce ai învățat? Cum am spus, din cărți. Din cărți, de pe internet, din, neapărat, surse sigure. Gândește că în 2000, cum? Da, foarte bine. Din de cucuri. Problema este pentru. Da. În 2005, când am descoperit pe Photoshop, gândește că de-abia atunci se lansează YouTube. Și prin 2009 am început să existe câteva tutoriale din care să înveți să facem anumite lucruri. De aceea, important era la început să iei manualul de bază Photoshop, atât, care să se specifie ca funcție, tu să o pui în aplicare prin forțele tale, iar voi să vezi ce ai reușit, dacă reușiți să faci. Important e să începi să faci lucrurile, să faci voluntariat prin a-ți descoperi anumite talente sau anumite pasiuni pe care le ai și, pe urmă, nu neapărat să te arunci în viața antreprenorială. Dacă nu ești capabil să susții o companie în spatele tău, ia-ți un colaborator, un partener. Dacă nu angajează-te în domeniul în care preferi, nici una nu e problematică, să zic așa. E important să faci ceea ce îți place. Mulțumesc! Asta a fost. Trebuie să dau premiu? Da. Aleg eu sau prin și eu, pentru cineva să și-l leagă? Pe cine să alegi? Băi, pune un test aici cu noi. Un test? Da. Bun. Care e mai interesant dintre noi? Hai să vedem. Știu, în mare, ce vreți să faceți fiecare când veți fi mari. Bun. Când aș fi dat ultima dată o carte? Ia să vedem. Sincer, foarte sincer. Când ce să aș face? Când ați terminat-o, da. E început cu toți începem când nu am început să termină din cauza timpului. Ia. Acum o lună? Nu. Da, suplimentar. Nu știu. Despre care vorbim în programul școlar. Ha? Aveți o lună? Da. Două luni? Ai una? Da, ce cai? În bucătăria sclavină. Super tare. Hai să începem. Super tare. Felicitări. Mulțumesc foarte mult.